Emoționată, Teo? Destul de emoționată, da. De obicei ești așa, emotivă? Cam așa sunt, da. Ia-ți întind o mână, hai să începem cu cea mai emotivă. Teo, să rămână, bun venit. Și la examen ești așa? La examene nu, de obicei sunt mai lipsită de emoții acolo. Unde ești studentă? Ești studentă? Eu am intuit doar. Da, sunt studentă la Facultatea de Medicină. Medicină? Da. E greu acolo. Este, da. Nu e ușor, în ce an? În anul 5. Da, este într-adevăr greu, dar aduce foarte multe satisfacții. Te-ai gândit la o specializare, la ceva? Încă nu, mai am câteva pe care doresc să le... Unde ți-ar plăcea? Spre ce te vezi? În domeniul medicinei interne, pneumologie, eu știu, gastroenterologie, da. Mai ai timp. Mai am. Nu? Puțin, dar mai este. Medicamentele vindecă oamenii, dar medicii sunt aia care, la final de tot, nu? Medicamentele vindecă bolile mai degrabă și medicii vindecă oamenii, nu? Noi, da, noi nu vindecăm o boală, noi vindecăm bolnavi. Asta ni se spune, da. De când... Ați evoluat mult voi ca medicină, foarte mult. Da. Nu mai găsești un om sănătos. Ai evoluat... Nu prea. Ai evoluat medicina, nu mai e unul sănătos. Asta este bine. Teo, zi-mi că-ți trec emoțiile. Așa, sper. Știi regulamentul? Da. Cuvinte de fiecare dată, dar zi-l tu, de fiecare dată când nu e sigură de cuvânt... Cer o literă. Care te costă? 100 de lei. Gata, îl știi. Da. Încep? Da. De unde vii, Teo? Din Craiova. Craioveancă, olteancă, da? Da. Studentă anul 5, medicină. Doamna doctor, azace la pat. Doamna doctor. Îmi cereți o literă, doamna doctor? Literă. Vă dau 100 de lei, azace la pat. Doamna doctor. Râde Liliana. Literă. Nu! Aboli. Doamna doctor. Aboli. Aboli, da. Teo. Nu am fost sigură, da. Aboli, perfect, da. Bine, 200 de lei. Timpul s-a cam dus. Fii atentă. Tot din 4 litere. Asta e un substantiv neutru. Și e tot din lumea ta. Deci atenție, doamna doctor. Anul 5, medicină, o să zici, ia uite, negru pune presiune pe mine, dar las-o așa, proeminență patologică a unui os sau a unei articulații. Ciot. Îi zice într-un fel așa, deformitatea degetului gros de la picior. Nod. Știi? Ia zi, e inestetic, e dureros, dar are un nume, doamna doctor. Nu este ciot, e un nod... Poate fi cauzat și de purtarea tocurilor înalte. Bătătură, mășică. Nu, 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 îi zice într-un fel. E deformitatea aia degetului gros de la picior. Are un nume. Știi? Nodul, nod, mont, da. Mont. Trebuia să fi luat o literă. E bine. E bine. Da, nu era... Nu era greu, nu. Era lumea... Da. Medicină. Îl știe Liliana cu montul? Hai la 5 litere. Bine, mă. Fii atent. Deocamdată îmi sunteți datoare, doamna doctor, cu 200 de lei, dar mai avem timp. A interzice temporar accesul. Litera. O arteră de circulație se închide și la voi în Craiova. A bloca. A bloca. A bloca. Perfect. Perfect. Bun, a bloca. Dă-mi un sinonim, Teodora, la un cuvânt. Vinovăție, de exemplu. Cum o mai zici? Să intre în 5 litere. Vinovăție. Mă simt supărat. Literă. Greșeala aia pedepsită de lege, Teo. Ilegalitate. Încă o literă. Încă o literă, încă o literă. Neglijență, abatere, abaterea păguboasă de la lege. Încă o literă. Imprudența la volan. Mai ai două litere. Doamna doctor, două litere mai avem de pus acolo. Accident. Încă o literă. 200 de lei, câștigăm 200 de lei. Culpă. Greu pentru mine, nu cuvântul în sine. Culpă, știi, vinovăție. Din culpă. Da. Las-o, încet, hai să ne obișnuim.
o să ne revenim. O să intrăm în care nu are nimic ieșit din comun. O să ne intrăm în ceva care nu are nimic ieșit din comun. Literom. E așa cum trebuie să fie, Teo. E exact corect. Așa cum trebuie să fie. Corect. Corect. Obișnuit, aș zice eu. Obișnuit. Îți mai dau un sinonim. Normal. Normal! Perfect! Bun. Ne-am revenit. Cât de cât. Cum? Cât de cât. E, cât de cât. Foarte bine. Nu cât de cât. Sunteți căsătorită, doamna? Nu. Mai e timp. Dar nu te-am întrebat. Ba, te-am întrebat. Câți ani ai? 22. 22. Și în anul 5, deja la 22 de ani. 800 de lei. Teo, petrecerile care se țin la palat avea un nume. Nu mai găsești nici la Cotroceni, nu se mai... Dar aveau... Baluri. Balurile! Perfect! Perfect! Să nu ne oprim, așa-i? Da. Să continuăm tot așa. Că dacă ne oprim, să nu reduci viteza. Teo, a se confirma cel mai negru scenariu. E un verb la infinitiv ăsta. E puțin probabil, dar se confirmă. Literam. Uite, nimeni nu credea, de exemplu, că Rusia va face nu știu ce în Ucraina. Sau că Dinamo, nimeni literam. Nu credea că va cădea în divizia B. Nimeni nu credea. Dinamo. Dar până la urmă s-a... Încă literam. S-a dovedit a fi real. Da. A deveni. Da. E ok? E ok. Ne-am... Acum ați... Câte cuvinte mai avem? Multe cuvinte, puțin timp. Suntem la 7 timpul, e 1 minut și 57 de secunde. Dar dacă vrei mai tai din ele. Nu. Ia-l pe ăsta din prima. Teo, nu te mai gândi. Ia-l din prima. Te rog să vezi definiția și dă din prima cuvântul. Ploaie foarte măruntă și deasă. Îți strâng mâna. Îți strâng mâna. O secundă. Nu este grindină. Burniță. Burniță. Asta e burniță. Bun. Perfect. E însoțită de ceață uneori, știi, burnița. 2500. Alex, Mădălina. Cine ia cei mai mulți bani pleacă cu ei acasă. Deci o să avem un câștigător, asta e clar. Cineva pleacă cu bani în seara asta. Hai să vedem cine. Căruia i s-a luat fața la un eveniment. Se zice așa, nu-i neapărat asta. În trecut? Depășit? A fost pus în umbră de altcineva. A fost pus în umbră de altcineva. Da, în umbră. În umbră. E varianta asta de a fi... Întunecat. Da, bun, da. Penumbrit. Da, a pierdut atenția publicului din cauza că a fost umbrit de altcineva. A fost... În umbrit, în cețoșat, în... Hai. În soarele. Depășit. Soarele suferă. Apus. Soarele suferă de fenomenul ăsta. Eclipsat. Eclipsat. Da. A fost păcat. Eclipsat. Pus da. În umbră de... Ah! Era bun. Și nu era greu. Nu era greu. 1700, 1048. Doamna doctor, ascultați-mă aici. Ascultați-mă. Gaură mai mică sau mai mare într-un corp solid. Literam. Deci, gaura, care e mai mică ori mai mare, într-un corp solid are un nume. Tunel. Golul din interiorul unei structuri compacte. Literam. Îi zice într-un fel acelui gol, îi zice... Literam. Spațiul în interiorul unui organ, doamna doctor. Te duc pe un alt sens. Cavitate. Cavitate, când te-am dus pe zona medicală, doamna doctor, l-a scris. Corect. Cavitate. Ăsta e, Teo. Bun. 2200. Cea cavitatea bucală se referă la gură. E spațiul gaura. Jucăm bine. Jucăm. 2200. Știi pe asta cu cavitate, Alex? N-ai prins-o, nu?
O știa a prins-o cea nu. Deci, doctorița, a fost în domeniu, să spunem da, așa, mai ți-a dus-o atunci pe zona aia de organe. Verb infinitiv, Teo. A se deplasa neregulat dintr-o parte în alta. Literă. A se bălângăni. Asta fac eu acum, a se bălângăni. 3.000 de lei. Și fii atent. Un minut și 9 secunde. Îmi place cum ții pumnul strâns. Nu vreau să gândesc pe nimeni, dar... Da, îmi place la emoții. Cum ții pumnul strâns. Mai avem un minut și 9 secunde pentru 3 cuvinte. Și primul cuvânt de 900 de lei, 9, Teo, 900 de lei, suprafață amenajată de unde se poate admira o clădire sau un monument, are un nume. Litera? Mormăi tu ceva acolo, murmuri. Dai din mișcă. Da, litera. Ok. Mai poți să câștigi 700 de lei din cuvântul încă ăsta. Încă o litera. 600 mai poți să câștigi. E plană, e generoasă, e mare suprafața aia, îi zice într-un fel... Încă o literă. Terenul ăla plan. Plan, plan, întins. Îmi vine doar panoramă, îmi vine acoperiș. Hai. Poate fi și, dacă vrei, în alt sens, poate fi o promenadă pe malul mării. Plajă, Nu. Loc amenajat la înălțime de unde poți să vezi priveliștile. Locul ăla amenajat, îi zice într-un fel. Platformă. Nu, locul. Esplanadă. Da, trebuia să mai fi luat litere, nu m-am gândit. Esplanadă, știi? Da. Bun, 2500, am coborât puțin, dar nu mult. 2 din 10. Da. Două cuvinte formate din 10 litere. Teo, simplu, ușor, îl folosești. Nu cred că îl folosești prea des, doamna doctor, dar eu știu. Care conține concentrat și dioxid de carbon. Litera. Ah, ce bine era din prima. Ăsta e. Carbogazos, carbogazificat. Ăsta e! Carbogazos, ăla care face bule, carbogazos. Da. Te-ai întors. Da. Te-ai întors la 3400. 28 de secunde pentru 1000 de lei. Olteanca. Mai avem 4 concurenți după aceea. Dacă rămâi cu suma asta și niciunul nu face mai mult, ai plecat cu banii acasă. Teo, fii atent. Feminin, substantiv, pentru 1000 de lei. 10 litere, cuvânt format din 10 litere, 1000 de lei. Părăsire temporară sau definitivă a țării natale? Litera. Emigrare. Emigrată. Mutație. Mutare. Mutare, zici da, bine, mutare. Și stabilire într-un stat străin, într-o altă țară. Stabilire, rezidență. Stabilirea rezidenței în afara granițelor. Încetățenire. În afara granițelor. Stabilirea rezidenței, cum zici tu, în afara granițelor. În afara granițelor. Plecare. Expatriere. Ei! Asta e! Vă mulțumesc. Excelent. Expatriere. Da. Dintr-o dată ai scăpat de toate emoțiile. Bine da, jucat. Da, mai bine acum. Excelent jucat. Bun, 4300 de lei și mai ai și 21 de secunde. Dacă vreodată în următoarele minute contează timpul, ai 21 de secunde avans. Doamna doctor, corp sănătos într-o... Și o minte sănătoasă. Și o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Mensana. Mulțumesc, Teodora, că ai fost cu noi. Vă mulțumesc.